Bun venit, oameni frumoși! Voi aștepta câteva minute pentru ca voi să apăreți, iar apoi începem live-ul. Ceea ce se petrece deja acum se sesizează că nu este o așteptare pentru ca noi să începem ceva. Tot ceea ce este firesc să se întâmple în acest moment, pur și simplu se întâmplă, fără a aștepta ceva, fără a ne raporta la ceea ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de a intra în acest live și fără a ne raporta în vreun fel la ceea ce urmează să discutăm aici sau la ceea ce vei face după ce se încheie acest material. Vom începe în câteva momente. Până atunci, cei care ați intrat deja, vă invit să vă așezați în adâncurile ființei voastre, în stare de prezență, în a fi aici pur și simplu. Simplu și natural. Mereu prin simplitate vei descoperi ceea ce este real. De asemenea, pentru cei care ați intrat deja, dacă aveți vreo întrebare care în acest moment al vieții voastre vă dă târcoale sau vă oferă o stare de neliniște sau de neclaritate, puteți adresa acea întrebare printr-un comentariu. Iar eu voi citi întrebarea și vom vedea împreună ce se va naște spontan ca și răspuns pentru acea întrebare. Este foarte important modul în care abordați această întâlnire. Dacă vei rămâne doar la nivel mental, doar la înțelege ce se întâmplă aici. Ce spune acest tip? A, lucrul acesta îl știam și eu. Sau, interesant, lucrul acesta nu îl știam. E bine, asta înseamnă a aborda ceea ce se petrece aici doar la nivel mental. Și
până la un anumit punct va avea un anumit grad de reușită, te va ajuta într-un fel sau altul. Dar lucrul acela pe care îl vei realiza sau pe care încă o dată îl vei sublinia la nivel mental, îl vei încercui, asta da, asta este foarte importantă. Este bine să știi că mai devreme sau mai târziu, ceea ce a fost îngroșat, ceea ce a fost subliniat acolo, te va încurca. Pentru că va crea așa o lentilă minunată prin care tu vei privi mai departe în viața ta. Acea lentilă a minții, a acelui concept, va distorsiona apoi mai departe realitatea, ceea ce este, născând apoi fel și fel de concluzii, fel și fel de raportări, fel și fel de atitudini care nu vor fi în curgere cu viața. Vor însemna o atitudine generală înghețată, rigidă. Și în timp ce pregăteam acest decor minunat, îmi venise lucrul acesta că, vorbind de libertate, absolut tot ceea ce înseamnă dogmă, doctrină, ideologie, religie și tot așa, pentru a trăi cu adevărat libertatea, vor trebui să fie lăsate deoparte. Și pentru unii lucrul acesta poate însemna o veste minunată, pentru alții deja în interior poate reprezenta o scuturare a anumitor tipare care se află acolo. Și în continuare să spun puțin la ce m-am referit prin lucrul acesta. De exemplu, văzusem o poză în care era o icoană și pe poză scria, poate că ați văzut și voi genul acesta de postări, scrie într-un comentariu, Doamne ajută și ceva bun se va întâmpla în viața ta. Și asta este ceea ce a răsărit aici, că la nivelul acesta am ajuns. Icoanele acum au devenit poze, acel Doamne ajută care de multe ori era oricum unul automat, era doar ceva automat pe care spuneam. Acum este împărtășit și printr-un comentariu și dincolo de acest comentariu este o așteptare, cum că după ce voi spune lucrul acesta, Dumnezeu mă va ajuta. Vă rog să priviți în profunzimea acestui fenomen. Cât de departe se poate duce omul în a-L căuta pe Dumnezeu în afara Lui. Totul este transpus acum și prin intermediul tehnologiei, dar în esență lucrurile rămân mereu la fel. Și aici se face toată diferența. Cum mă raportez la Dumnezeu? Cum mă raportez la existență? Dragilor, aici se face toată diferența. Consider că lumea aceea pe care o privesc este una exterioară sau tot ceea ce pot să privesc în realitate este lumea mea interioară. Îl izgonești încă o dată pe Dumnezeu în ceruri
Și apoi uiți că faci asta și începi să te rogi la El, așteptând ajutor. Sau realizezi că suflul divin există în fiecare moment prin tine. Deja aici se aleg foarte clar apele. Cum mă raportez? Cum mă raportez la un mesaj? Cum mă raportez la o icoană? Cum mă raportez la o carte? Cum mă raportez la o ghidare care vine din partea cuiva? Toate acele lucruri sunt în mod real în exteriorul meu? Sau ele dansează în această lume a fenomenelor, fiind în realitate niște minunate oglinzi ale aspectelor mele, pe care le-am uitat și pe care ar trebui să le proiectez în afară, pentru a mă face din nou să privesc în interior. Asta este ceea ce se întâmplă cu acest material, de exemplu. Eu sunt vocea conștiinței tale. Proiectată acum în aparență, în afară, pentru a te face să privești din nou către tine. Odată ce ai privit către tine, proiecția mea nu mai este relevantă pentru tine, n-ar mai trebui să fie relevantă. Este ca și cum te plimbi pe străzi la tine în cartier. Și la un moment dat realizezi că nu știu ce-i cu mine, mă plimb pe aici, dar nu mai știu unde e casa mea. Nu mai știu unde stau. Și încep să întrebi oamenii de pe stradă care trec pe lângă tine. Bună ziua, nu vă supărați, mă cunoașteți, știți cumva unde stau, unde locuiesc? 1, 2, 3, dau din numeri, nu cunosc. Dar la un moment dat ai norocul de a întâlni pe cineva care stă în apropierea ta, care te-a văzut, te cunoaște și prima oară îți spune: serios, dar nu mă mai știi? Nu, pur și simplu s-a șters tot. Nu mai știu cine sunt, nu mai știu unde locuiesc. Și omul respectiv spune: uite, haide, vin eu cu tine, oricum suntem apropiați, suntem vecini, ți-arăt eu unde stai. Omul îți indică: uite, aia, ușa aia, intră acolo, acolo e casa ta. Minunat. Intri în casă și amintirile revin. Da, așa e, sunt acasă. Și acum câteva momente eram pe străzi pierdut, iar acum sunt acasă. În acel moment ești deja acasă. Nu mai contează omul care ți-a indicat, care ți-a spus. Aceea era vocea conștiinței tale, care ți-a amintit cum să te întorci acasă. Acesta sunt eu în această proiecție pe care o vezi acum. O voce a conștiinței tale, un vecin pe care l-ai întâlnit plimbându-te pe străzi, hoinărind, și care îți poate spune: uite, vezi, e ușa aia acolo. Dar nu te iau cu forța, nu insist, doar îți spun: eu ușa aia de acolo. Tu vei intra sau nu? Tu te întorci la tine sau încă nu? Aceasta este metafora din exemplu pe care l-am oferit. Oameni dragi, cu cât căutarea voastră se pierde mai mult în afară, în afară, în toate acele oglinzi, toate acele oglinzi, nerealizând că sunt oglinzi,
luând tot ce se întâmplă în viața ta drept a fi foarte serios, identificându-te din plin cu personajul pe care îl manifesti în această lume, intrând apoi în fel și fel de atitudini, de a accepta ceva sau de a respinge ceva, ei bine, hoinăreala pe stradă sau pe străzi va continua. Acesta este tot mesajul. Dumnezeu este în inima ta. Dumnezeu nu este separat de tine. Tu ești universul ce s-a condensat în această formă pe care poți să o vezi acum în oglindă. Întreg universul s-a condensat, a pătruns aici. Pentru a experimenta la acest nivel, pentru a vedea cum este spațiul său interior la acest nivel. Sau un alt exemplu, poți privi la întreaga planetă ca la un mare corp. Da? Ai râuri, nenumărate râuri pe această planetă. Acela este sângele ce scot eu prin vene. Ai munți, munți imensi. Acela este scheletul pe care se sprijină restul corpului. Ai câmpii întinse. Aceia sunt mușchii. Pielea. Carnea. Ai păduri. Păduri întinse. Acela-i părul, poate. Întreaga planetă este un corp, este o ființă conștientă. Și întreaga planetă s-a condensat într-un corp și mai mic pentru a merge prin interiorul corpului său, pentru a se explora. Ți s-ar părea interesant din corpul pe care îl ai acum să poți să-ți faci un corp mic, 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 mic și să mergi să-ți vizitezi inima. Să vezi cum e inima, cum este acest motor imens, care pulsează, care ține totul în mișcare. Să-ți faci o vizită pe la minunații tăi plămâni. Să urci până la creier. Ce se întâmplă în creierul meu? Ce e acolo? Ți s-ar părea interesant? Să vezi o lume din interiorul unei alte lumi. Acesta ești tu, un explorator al propriei conștiințe. Dar ne pierdem prin această explorare câteodată. Stăm pe străzi uitându-ne stânga-dreapta, ce-i cu mine pe aici? De unde vin, unde trebuie să merg, ce am de făcut. Te-ai întrebat vreodată de ce faci ceea ce faci? Ce te motivează în mod real să faci ceea ce faci? Câte din lucrurile pe care le faci într-o zi, susțin cu adevărat viața. Și de asemenea, câte dintre ele nu sunt doar un șir continuu, ciclic, care susține, de fapt, o iluzie. De ce faci lucrul acesta? Păi nu știu.
Îl fac de foarte mulți ani. Și care este motivul pentru care îl faci? Și răspunsul, de cele mai multe ori, va reprezenta o dorință de a minți, iar apoi mai în profunzime va reprezenta o frică de a minți. Dar ce se întâmplă dacă treci dincolo de aceste straturi? Dincolo de acele dorințe, de acele lucruri pe care ți le-ai stabilit în această viață, cum că trebuie să le atingi în baza la ceea ce ai învățat de la alții. Dincolo de acele tipare de închidere sau de atac pe care tot de la alții le-ai învățat. Ne învățăm încă din copilărie unii pe alții cum să fim orbi. Și dăm mai departe lucrul acesta. De ceva timp constat iar și iar și iar și iar și iar că tot ce mă rămâne de făcut pe acest pământ este să iubesc și să observ. Iar din această iubire pentru ceea ce observ, se naște câteodată această exprimare, cum e acest material, de exemplu. Linia este mereu aceeași în tot ceea ce observ. Diferența se face mereu în același punct. În a gândi viața sau a o simți. Indiferent, oriunde aș merge, orice aș observa, elementul cheie este același. Sunt oameni care pătrund în simțire și descoperă ce este real, ce este viu. Și de asemenea, sunt oameni care, încă pentru o perioadă, se identifică cu proiecțiile minții. Iar proiecțiile minții iau forma dogmelor, doctrinelor, ideologiilor, a religiilor. În toate acestea poți găsi minunate indicatoare, minunați vecini care să-ți spună, uite, e ușa aceea. Doar că știți ce se întâmplă? Cu orice cale dedicată cunoașterii de sine, de cele mai multe ori, oprește acel vecin, îl întrebi, știi cine sunt eu, știi unde stau și tot așa? El îți spune, asta este, de exemplu, și o carte sfântă. Este un vecin care îți indică. Dar cumva zici la un moment dat, știi ce, dar bun, mulțumesc că mi-ai arătat. Totuși, nu vrei să bem o cafea? Hai mai stăm puțin la vorbă. Și transform ceea ce este sacru într-o pierdere de timp. Și apoi, pentru că nu ești interesat cu adevărat să te întorci acasă, acel vecin dispare și cauți pe altcineva, cauți pe altcineva, care ce-ți va spune? Exact același lucru. Nu ai mai multe case în cartierul respectiv. Casa ta e una singură. Vecinii sunt mai mulți. Mai multe persoane te cunosc. Îți va spune același lucru. Poate că îți va indica sau te va duce pe alte străzi. Dar tot acolo, tot în fața aceleiași uși, ajungi. Și ajungi în fața ușii și din nou. Bun, mulțumesc. Acum nu o să mai uit. Hai să mai stăm puțin de vorbă. Ce mai faci tu? Ce mai face familia? Da, uite, acum că mi-am adus aminte și eu am făcut asta acum o săptămână. Dar ce crezi că au ăștia cu politica lor de gând? Sau vezi că toată lumea asta a luat o raznă. Unde te afli în timp ce ții această discuție vie?
încă în afara casei tale. Nu ai intrat. Și acolo se face diferența. Sunt oameni pentru care toți vecinii au apărut și cu toții au indicat aceeași ușă. Dar cumva i-au făcut așa o mică petrecere în fața scării sau în fața curții. I-au chemat pe toți să vorbească despre atâtea și atâtea, câte în lună și în stele. Dar toată asta a reprezentat doar o amânare de a te întoarce acasă. Pășește dincolo de acea ușă. Intră în lumea simțirii, intră în spațiul inimii tale și apoi nu va mai fi o problemă cu faptul că ieși din nou în lume și întâlnești alți vecini. Pentru că de la un anumit punct va fi foarte clar cine este acel vecin. Ești tot tu, sub o altă formă, poate în manifestare cu un grad diferit de evoluție, dar negreșit, tot tu. Iar raportarea ta față de ei, față de viață în general, va fi cu totul alta. În primul rând, nu vei mai exclude. Vei vedea ceea ce este exact așa cum este. Vei vedea dacă este în acord cu linia, cu ceea ce experimentezi tu acum. Dar nu vei mai nega asta. Nu vei mai spune chestii în afara mea. Lasă-mă cu ăla, lasă-mă cu aia. Îți este foarte clar că este doar un alt aspect de-al tău. Iar lucrul acesta, toate lucrurile acestea care sunt împărtășite, unii dintre voi le înțelegeți, alții încercați să le înțelegeți și nu le înțelegeți. Unde se face diferența? Unii ascultați acest material cu inima deschisă, în simțire, în stare de prezență, în a fi aici. Apropo, ce face respirația ta acum? Iar alții încă rămâneți în acea stare proiectivă a minții, comparând, observând fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare punct, fiecare virgulă, dar nu treceți încă dincolo de ușă. Încă stați la vorbă în fața casei. Aici se face toată diferența, dragilor. Și ține în mod real de o fracțiune de secundă. Într-o fracțiune de secundă poți fi eu sunt, eu exist, sau poți gândi despre asta. Este așa, este așa, este așa, este așa. Este și așa, și așa, și așa. Și în toate felurile și în niciun fel. Mintea nu are cum vreodată să cuprindă minunăția Universului. Pentru că mintea este un element ce este conținut de către Univers. Un peștișor dintr-un ocean nu are cum să înțeleagă măreția oceanului. Ce încerc să-ți spun este că tu nu ești un simplu peștișor pierdut printr-o mare neagră și învolburată. Tu ești însuși oceanul. Iar câteva valuri sunt doar câteva valuri. Aspecte ale manifestării tale extraordinar. Așa. Am vorbit, oferit metafore, să vedem ce aveți voi de spus, dragilor.
dacă este ceva de spus. Indiferent de comentariile care apar, indiferent de ceea ce spui, fă din această întâlnire pe care o avem aici o minunată meditație. Meditație înseamnă sunt conștient de faptul că exist. Meditație înseamnă eu sunt. Meditație înseamnă a fi pur și simplu aici, fără trecut, fără viitor, cu brațele larg deschise pentru ceea ce este prezent. Haideți să vedem. Ce spuneți? Mirela Chiriță, ce înseamnă pentru tine trezirea sufletului? Trezirea sufletului vine prin o serie de momente în care realizezi că ceea ce ai crezut despre tine, ceea ce ai crezut despre viață, despre univers, despre Dumnezeu, despre existență, nu este chiar așa cum tu ai crezut. Trezirea sufletului se produce prin momente în care cortina se dă la o parte. Și vezi că stai așa. Acolo era o scenă, era o piesă de teatru care se întâmpla, poate oameni care aplaudau, oameni care huiduiau, oameni care plecau, care veneau. Dar ce să vezi? Realizezi că ți s-a terminat ora. Realizezi că și tu trebuie să pleci acasă, că nu dormi pe acea scenă. Trezirea sufletului înseamnă a ieși din acest personaj pe care îl manifesti pe acest pământ și a vedea foarte clar personajul. Cum vorbește, face diferite lucruri. Se agită câteodată, câteodată se bucură, câteodată plânge, câteodată râde. Puncte în care cunoaște, poate, frumusețea, beatitudinea vieții, în doze extrem de mici, apoi o pierde și încearcă apoi tot prin fel și fel de elemente exterioare să ajungă iar în punctul acela. Personaj care și-a stabili niște scopuri foarte clare. Ce trebuie să fac pentru a fi fericit? Bun, hai să facem lista. Trebuie să am o familie. Trebuie să am copii. Trebuie să am casă. Trebuie să am o mașină. Trebuie să-mi schimb mașina. Trebuie să merg într-un loc sfânt. Trebuie să citesc cartea aia, trebuie să obțin acea poziție în locul în care muncesc, trebuie să-mi schimb locul de muncă, trebuie să muncesc acolo, trebuie să fac acea facultate, trebuie să fac multe exerciții fizice, trebuie să mănânc sănătos, trebuie. Oare câți astfel de trebuie există în viața acestui personaj? Și tu ai ieșit, da? Ai văzut ce înseamnă ai ieșit, înseamnă ai văzut, ai conștientizat. Era o listă mare acolo și era un personaj foarte implicat în acea listă. Și în același timp tu vezi acest personaj. La fel cum te-ai uitat la un film, la fel vezi pe acest personaj, poate pentru prima oară. Și apoi iar se trage rapid cortina și ai uitat. Ah, trebuie să fac aia. Astăzi trebuie să fac curat, trebuie să fac de mâncare, trebuie să am grijă de copii. Trebuie să fac aia, trebuie. Și apoi iar, stop. Ai ieșit și iar vezi. Stai așa. Ce se întâmplă aici?
astfel de momente, nenumărate astfel de momente, contribuie la ceea ce înseamnă trezirea sufletului. Cu cât trezirea sufletului, cu cât observarea aceasta clară, din ce în ce mai clară a personajului și a căsuțelor pe care trebuia să le bifeze, este văzută, cu atât vei începe să descoperi că personajul rămâne aici. Acele lucruri pe care le bifezi sau pe care nu le bifezi sunt mai mult sau mai puțin acolo, dar îți este foarte clar că fericirea ta nu depinde de ele. Astfel, te găsești într-un spațiu mult mai amplu și mult mai așezat, mult mai ancorat al ființei tale. Asta este starea pură de prezență. Acesta este sufletul tău. În această stare, ești ceea ce unii ar denumi conectat cu sufletul tău, deși în mod real nu este o conectare. Pentru că, vedeți, chiar și conectare înseamnă că ceva se lipește de altceva. Dar în mod real, tu descoperi că acest ceva și acest ceva sunt unul. Același lucru se întâmplă când spui merg să mă conectez cu natura, da? Poate îți dai frumos Adidas și jos, șosetele și stai puțin cu picioarele pe pământ sau te duci cu palmele și le lipești de un copac. Tu în momentul acela tu nu te conectezi în mod real cu copacul. În momentul acela tu realizezi că tu și copacul sunteți una. Asta înseamnă conectare adevărată. Conectare adevărată înseamnă a realiza că sunt unul și același cu celălalt, orice ar însemna celălalt, pământ, copac, om, personaj. Și în felul acesta, din stare de prezență, viața începe să curgă. Viața începe să curgă, dar sunt din când în când iar momente în care pici, iar momente în care iar te identifici cu personajul, iar momente în care iar intri în panică că vai de mine, trebuie să bifez lucrurile, de fapt chiar trebuie să fac aia și tot așa. Și apoi iar cade toată greutatea care era pe umerii tăi. Și realizezi că viața este mult mai simplă decât îți imaginase iar. Și astfel de momente, acest du-te vino, pentru o perioadă continuă. Sunt momente în care iar te raportezi la divinitate ca și cum este undeva în afara ta, în depărtare sau câteodată poate mai în apropiere, dar tot în afara ta. Și apoi iar realizezi că nu există doi. Că nu există separare, că totul este divin și că oriunde pot să privesc, aceea este divinitate. Și cine este cel care privește această divinitate, această măreție, această frumusețe, această splendoare a vieții? Însăși divinitatea. Și aici, încet, încet, începe să se producă un salt în care treci și dincolo de stare de prezență, în care trezirea, la un moment dat, devine iluminare. Diferența dintre trezire și iluminare este că odată ce ai pătruns în însăși sursa existenței, realizând că tu ești sursa existenței din care infinite suflete se manifestă, din care infinite personaje se manifestă. Ei bine, din punctul acesta, ești acea pereche de ochi care s-a deschis în tot universul, știind că tot universul este corpul său. Și ești acea pereche de ochi care deschide clar această vedere prin toate elementele, prin toate corpurile.
de la galaxii, planete, la sori și tot așa, până la personaje din ce în ce mai mici. Conștient fiind că un personaj mai mic este conținut de un personaj mai mare, mai amplu, mai amplu, mai amplu, mai amplu. Și vine un punct în care trezirea găsește această înflorire, pătrunzând total până în sursa existenței, identificându-se 100% cu această sursă și în același timp descoperind că în continuare a rămas un corp aici, fizic. Dintr-un anumit punct de vedere sunt diferite stadii, din alt punct de vedere nu e niciun stadiu. Totul e deja așa. Paradoxuri din perspectiva minții, dar lucruri care odată sunt ce sunt trăite, devin foarte evidente că așa sunt. Așa. Măriuța, în ziua aș dori să fac un curs de radiestezie oferit gratis, însă ceva din interiorul meu mă oprește. Nu știu dacă e bine sau nu pentru mine. Mulțumesc. Păi, poți privi lucrurile în felul următor. Dintr-un anumit punct de vedere amplu al ființei tale, nu există ceva care este bine sau care este rău. Din perspectiva conștiinței tale trezite, tot ceea ce se întâmplă reprezintă o altă experiență pe care o poți avea sau pe care poți să nu o ai. Dar, în același timp, până la un anumit punct, timpul este limitat în această viață, da? Și poți să îți cheltui acest timp într-un mod înțelept sau mai puțin înțelept. Cu toții facem alegeri mai puțin înțelepte, cu toții începem apoi să facem alegeri mai înțelepte. Aceste alegeri, acest discernământ între ce e bine și ce e rău, din punctul acesta de vedere, bine însemnând activități care susțin acea trezire a sufletului, și mai puțin bine sau rău fiind acele activități care te fac să te identifici mai mult cu anumite idei și tot așa, ei bine, doar trăind, doar experimentând și una și alta, încet, încet se naște acest discernământ, se naște acest simțământ viu care îți spune din ce în ce mai clar că, vezi că lucrul acela, în mod real, nu ți este de folos pentru a crește. Sau vezi că lucrul acela îți este cu adevărat de folos. Aceea fiind ceea ce unii numesc intuiție, care în realitate este o formă a iubirii, este o formă prin care tu te trezești pe tine, realizând într-un final că nu era nimeni în afara ta care se trezească pe tine, erai tot tu în toată această multitudine universală. Acum, legat de ceea ce mă întrebi, poți să faci acest curs observând foarte clar cum te simți, observând foarte clar ce apare prin intermediul acestui curs, verificând dacă este în acord cu inima ta, sau la fel de bine poți să faci altceva. Deci nu este nimic greșit, este important ca tot ceea ce alegem să facem să verificăm dacă este în acord cu trăirea noastră interioară, dacă în general ne oferă mai multă agitație, dacă lucrurile par să devină mai complexe pe zi ce trece,
Dacă simțim că pe undeva acea intenție din spatele cursului nu este 100% pură, nu este 100% curată. Respect asta sau merg cu capul înainte. Decizii, decizii. Ce simt să-ți spun este că inima ta știe deja adevărul. Ascultă-ți inima. Pătrunde în simțire, respiră ușor. Și dacă ceva nu este aliniat cu ceea ce e aici, înseamnă că nu e pentru tine. Cât mai simplu, dragilor, cât mai simplu și să aveți încredere în lucrul acesta, că mereu viața te va susține prin pași ușori. Ce îți este ușor să faci, alea sunt pentru tine. Ce-i complicat, ce-i cu bătăi de cap, alea nu sunt pentru tine. Asta simt să-ți spun. Elena, raportarea la Dumnezeu o fac așa cum o fac cu oamenii. Când greșesc, cer scuze, când primesc ajutor, mulțumesc. Da, simplu și direct. Janina, o viață întreagă am învățat și acum tot așa simt că Dumnezeu este separat de mine. Cred cu putere tot ce spuneți dumneavoastră, dar nu și simt. Sunt frustrată că nu simt sufletul din mine, că nu mă simt un Dumnezeu mai mic. Nu știu cine sunt într-adevăr, sunt foarte derutată. Janina, dacă pentru un moment lași deoparte frustrare, da, ea e acolo, nu te lupți cu ea. Lași deoparte frustrarea. Lași deoparte tot ce ai învățat. Cum că e așa sau altfel. Lași deoparte tot ceea ce spun. Cum că divinitatea este deja în tine. Lași deoparte și asta. Lași deoparte orice gând vine, de orice fel. Pur și simplu nu te mai identifici cu el, nu-l mai gândești. Lași deoparte ceea ce spune cum că ar trebui să te simți într-un anume fel. Lași deoparte chiar și gândul care spune că nu știi cine ești. Lași deoparte orice formă de derutare. Și doar ești. Fără să încerci în vreun fel să fii, doar ești. Ceea ce rămâne aici este ceea ce ești. Atât. Atât. Și ori de câte ori lucrurile par a se complica, lași din nou deoparte tot ceea ce pare că se complică. Și prin astfel de momente, trezirea începe să apară din ce în ce mai clar. Și iar uiți și îți amintești. Iar uiți, îți amintești. Ca și trăire. Dai toți norii deoparte. Nu mai ascult nimic din toate astea și doar sunt. Eu zic că poți să faci.
Marius, părerea mea e că alegerea e a noastră, acea ușă e ca un cutremur. Ori alegi acea zguduitură de care mintea e speriată, ori alegi să rămâi în acea zonă de confort în care ești deja. Dar ceva din tine știe că acea ușă e cea potrivită. Mulțumesc pentru că ești Marius. Mulțumesc pentru că ești Marius. Da, așa e. Fiecare știe care e ușa potrivită, doar că, într-adevăr, la intrarea pe acea ușă, mintea proiectează cea mai mare frică posibilă. Este doar o proiecție, este doar o iluzie, dar cumva prin lumea formelor, conștiința ta se va căli, se va întări și va dobândi acea atitudine, acel curaj de neclintit, că orice ar fi, eu voi păși pe acea ușă. Viața te pregătește pentru acel pas. Viața are grijă de asta. Iar când faci pasul, realizezi că tu ești viața. De aceea spun că a sta toată ziua bună ziua în lotus, a medita, a te ruga, a citi cărți, a asculta materiale, are un folos foarte important, dar asta este doar o parte. Nu fugiți de viața voastră de zi cu zi. Nu fugiți undeva prin munți să vă ascundeți în nu știu ce grotă. Pentru majoritatea nu e despre asta. Pentru că toate elementele necesare se află în viața ta. Privește cu atenție, toate acelea sunt oglinzi, sunt reamintiri. Sunt bucățele din tine. Toți ceilalți sunt bucățele din tine. Toate întâmplările care îți vin în cale vin pentru a-ți arăta unde sunt slăbiciunile, de ce mă tem, ce îmi doresc prea mult, unde mă identific prea tare cu ego-ul. Toate vin pentru a-ți arăta unde exercit un control extrem de mare, vreau să controlez totul, vreau să fie totul ca mine. Nu e bine dacă nu se întâmplă așa, pentru că dacă nu se întâmplă așa, nu bifez acea căsuță. Dar tu ești fericirea însăși. Este irelevant dacă bifezi acea căsuță sau nu. Întoarce-te la tine. Lăsând toate aceste păreri, toate aceste idei, sunt un mare mănunchi de nimic. Nu au nicio putere asupra ta, decât dacă tu dai puterea celor gânduri, decât dacă dai puterea celor dorințe exagerate, decât dacă dai putere, dai realitate celor frici. Toată piesa asta de teatru, de la început până la sfârșit, a fost văzută de către tine. Tu ești vederea acestui personaj care se plimbă prin această lume. Tu nu ești personajul, personajul este o haină, este o mască. Treci dincolo de asta. Aici, acum, nu mâine. Ceva se uită la telefon. Ce vede că ceva se uită la telefon? Ce anume din tine vede postura pe care o ai acum, oricum ar fi? Dacă faci așa și închizi ochii, ceva percepe că faci așa. Dacă faci așa și închizi ochii, ceva vede, ceva simte. A vedea și a simți în spațiul interior sunt una și aceeași. Că stai așa. Ai conștiința ta, care e mereu aici. Ceea ce este mereu aici, ceea ce nu se schimbă. Asta e esența.
Ce face respirația ta? Mă asculți cu mintea? Sau inima ți-e deschisă? Aici face diferență. Iuliana, care mai e rostul plimbării prin cartier dacă locul meu e acasă? Rostul este că poți crea din iubire un alt cartier în care lumea nu se mai ceartă. Nu mai există hoție, nu mai există minciună, nu mai există deconectare. Pentru că în momentul în care creezi, te recreezi pe tine. Spuneam că nu există separare. Trebuie să te pierzi pentru a te regăsi, pentru a crea altfel. Pentru o perioadă de timp, universul este inconștient. Iar tot ceea ce este, e un mare haos. Priviți în viața voastră, vedeți elementele în care este haos și veți înțelege că exact la asta mă refer. Acela este universul inconștient, care se oglindește prin haos. Când te întorci acasă odată ce ai fost prin haos, gustând din haos, simțind cât de amar este haosul, te întorci acasă și e totul bine, totul clar. În momentul în care ieși iarăși pe ușă, nu mai ieși în haos. Acțiunile tale vor purta amprenta spațiului de acasă. Și în timp ce mergi pe străzi, văzând în parte haos, în parte frumusețe, noi și noi, revenirea acasă se vor produce cu ajutorul cărora totul iarăși se recrează prin fiecare pas din ce în ce mai conștient, până când exteriorul reflectă din plin ceea ce este acasă. Din perspectiva minții, mintea mereu va căuta rostul plimbării, mereu va căuta scopul. Dar un rost, un scop, în esență, sunt doar așa, frunze purtate de vânt, ce plutesc prin spațiul imensului tău spațiu interior. Iar tu știi asta. De ce să te lași prinsă iarăși în minte cu toate aceste filozofii? Când de fapt știi foarte clar că toate acestea se topesc în spațiul inimii tale, prin reîntoarcere acasă. Privind prin acest geam opac al minții, lumea n-are niciun rost, n-are niciun farmec, totul este gri sau totul este în alb și negru. Când geamul acesta cade, însăși starea ta de a fi este singurul scop. Scop pe care de data aceasta nu mai încerci să îl atingi, pentru că vezi
imensa glumă. Cum ai putea tu să te găsești pe tine când tu ești mereu aici? Astfel, nu mai lași ca mintea să te păcălească încă o dată cu rosturi, cu scopuri. Acest moment este scopul întregii tale existențe. Când pătrunzi, știți exact asemeni unui ac, prin gaura acului, când pătrunzi prin acel spațiu mic, 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 descoperi imensitatea ființei tale. Și pentru a pătrunde printr-un spațiu atât de mic, ai nevoie să fii ușor. Nu poți pătrunde pe acolo cu un ghiozdan în spate. Nu poți pătrunde nici cu o carte în mână. Spațiul acela este atât de mic încât doar tu, fără nimic altceva, poți intra. Rostul abandonează, abandonează aceste bagaje, dă-le drumul, dă-le drumul și doar așa vei pătrunde, prin gaura cheii. Geta, ajută-mă, te rog, să pot să deschid acea ușă, vreau, dar nu pot. Păi ce anume vrei? Știi ce ar trebui să poți? Dacă ți-a spune că nu ai nicio ușă de deschis, în mod real. Dacă ți-a spune că în acest moment nici măcar de voință nu e nevoie. Nici măcar de putere nu e nevoie. Dacă doar stai pe loc, abandonând orice încercare de a face ceva, ușa se deschide. Dragii mei, o să repet. Dacă doar stai pe loc, abandonând orice încercare de a face ceva, ușa se deschide. Iar de aici, cuvintele dispar. Diana Alina. Bună, Marius, bună tuturor! Lansez o întrebare pentru lămurire. Transcenderea este opusă reprimării? Reprimarea este un pol. Acceptarea este celălalt pol. Transcendența reprezintă poziționarea ta în zero. Nici plus, nici minus. Este în zero, este acest stat pe loc de care am spus puțin mai devreme. În momentul în care nu mă mai poziționez în zona reprimării și nu mă mai poziționez în zona acceptării, în momentul în care dau drumul acestor bagaje, acestor atitudini și doar stau pe loc,
neclintit, atunci se produce fenomenul care este denumit câteodată transcendență. Diana Alina. Care e diferența dintre dependență și atașament? Dacă vei face ceea ce ți-am răspuns la prima întrebare, vei descoperi singură diferența. Lasă mintea deoparte. Pentru că altfel te vei plimba prin aceste teorii mult și bine. Și tot în fața ușii vei sta. Lasă-le deoparte. Pentru că ele sunt aspecte prin care personajul tău se poate înfășura într-un fel sau altul în această lume. Iar singura cale reală de a le vindeca o reprezintă, amuzant sau nu, transcendența. Reprezintă poziționarea ta aici, în zero, în neclintire, nu la poli opuși. Polii aceia opuși pot căpăta nenumărate forme. Desfășoară-te, dezleagă-te de lucrurile acestea. Treci dincolo de ele. Îți prezint o cale mai directă. Vezi cum ți se potrivește. Ionuț Dan, altcineva care ascultă din minte, de ce zici această viață? Pentru că, așa cum intuiești, această viață nu-i singura viață. Universul conține un infinit de posibilități pe care le putem denumi câteodată viață. Lasă mintea deoparte. Simte-ți inima. Bună, Paula. Bună, Marius. Copilul meu îmi spune că stă de vorbă cu o voce care îl îndeamnă să facă lucruri care nu sunt normale, bune. Face eforturi să nu o asculte și să facă ce este bine. Vocea îi spune că cei care îl șicanează la școală merită pedepsiți și îi spune ce să facă să îi pedepsească. Cum să ajungă să depășească asta? Un mesaj pentru toți părinții. Cel mai mare ajutor pe care îl poți oferi copilului tău este propria ta trezire. Pentru că în momentul în care aceasta este aici, clară, modul în care abordezi nenumăratele aspecte ale vieții care vor apărea, va fi dintr-un plan mult mai înalt, cu o claritate mult mai mare. A fi aici în zero, a nu intra în gânduri de panică, a nu intra în frici, a nu intra în ai pune copilului nu știu câte cărți pe care trebuie să le citească în brațe.
A fi acolo alături de El, din stare de prezență, din stare de iubire. Altfel spus, a fi alături de El din inimă este cel mai mare ajutor pe care îl poți oferi, pe care îl puteți oferi. Asta odată. Apoi, asta oferă un cadru, oferă un câmp. În acest câmp, dragilor, realizați că dincolo de ceea ce ține, da, mai coborâm mai cu picioarele pe pământ aici, dincolo de ceea ce ține de voi să faceți, de partea cealaltă este un suflet care experimentează anumite lucruri pe care tot el și le-a dat să le experimenteze. Dacă vei crede că un lucru este rău, este periculos, te vei duce în acea lume, în acea realitate în care lucrul respectiv este rău, este periculos. Dacă îi permiți acele energii să stea în spațiul inimii, în iubire, în acceptare, în ocrotire, în lipsa panicii, în lipsa fricii, toate acele elemente se vor topi. Orice aparentă piedică pe care viața ne pune este tot viața care vrea să se trezească la ea ca și viață. Prin intermediul celor dragi, cele mai multe butoane sunt apăsate, cele mai mari încercări ale minții sunt puse. Dar mereu rezumatul este același. Mi-a venit această situație în cale. Iar răspunsul este în primul și în primul rând pentru tine, Paul. Ți-a venit această situație în cale. Din ce perspectivă o abordezi? A minții sau a inimii? Folosește-te înțelept de această încercare pentru a reconfirma încă o dată ceea ce este viu, ceea ce este real. Asta reprezentând o ancoră extraordinară pentru băiat să descopere încet, încet și el ce e cu toate aceste elemente care apar aici, ce reprezintă ele de fapt. Deveniți în felul acesta un exemplu pentru copiii voștri. Un exemplu pentru cum să te cunoști pe tine, pentru cum să fii tu, în ciuda furtunilor, uraganelor câteodată care apar din partea vieții. Deci, pentru a reveni și a încheia, nu luați, nu etichetați această situație ca și cum este una de panică, de frică, de groază, de teroare. Nu. Este doar o încercare. Dacă stai în casă și afară plouă, tună, fulgeră, dar tu realizezi că ești în casă, te temi cumva că va tuna, că te va fulgera, că te va ploua? Nu. Ești în adăpostul casei tale. Asta este ceea ce ai nevoie atât tu, cât și băiatul să conștientizați cu această încercare. Să realizezi că fiecare are o casă în interiorul inimii sale. Și că de fiecare dată când stă în acest adăpost, indiferent de cât de tare tună, fulgeră, indiferent de ceea ce ar spune acea voce, va veni și va pleca. Iar ție nu are ce să ți se întâmple.
Asta este în inima ta, în inima fiecăruia. Și în felul acesta înveți să îți asculți inima. Și înveți unde este adevărata putere și care este adevărata putere a fiecărei ființe. Luați în felul acesta această încercare. Poate că va fi nevoie să reluați acest răspuns de mai multe ori până când este auzit cu adevărat. Faceți treaba aceasta. Ascultați de mai multe ori ceea ce am spus. Și e posibil să descoperiți mai multe straturi, mai multe niveluri pe care am vorbit. Din partea mea, numai iubire și pace și bucurie. Iuliana, există teama de autorități și teama de a duce lipsa financiară în această lume, căci îmi vine greu să o consider iluzie. Da, diferența se face, altfel transpus în ceea ce am spus puțin mai devreme, unde privești, unde este atenția ta. Atenția ta este pe tot acest joc al formelor, al iluziilor, a ce se propagă la știri, pe toate canalele, poate pe tot ceea ce spun cei din jur, sau mă întorc la mine, sau privesc în interiorul meu, sau simt unde e adevărata bogăție. Toate lucrurile pe care le face omul cu aceste mâini, pe acest pământ, ar mai fi putut fi ele făcute dacă nu era omul? Nu. Toată bogăția, toată valoarea se află în tine. Lucruri sunt făcute și desfăcute în această viață. Cel mai important, cel mai important este să nu te pierzi pe tine. Doar există atâtea și atâtea exemple de oameni care au tot din punct de vedere financiar, dar sunt goi, sunt seci, s-au pierdut pe ei. O altă formă prin care se spune, ți-ai vândut sufletul. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă ți-ai vândut sufletul? Ți-ai dat energia undeva în afară. Cuiva, unei entități, unei grupări, unei ideologii, unei religii, unei orice, orice ar fi ceva în afară, tu ți-ai proiectat toată energia acolo, 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 și ai rămas sec, ai rămas gol, toată valoarea, toată bogăția, ai împrăștiat-o, ai aruncat-o pe geam. De aceea atâția și atâția se găsesc stând în dita mai palatul, goi, dependenți de droguri, dependenți de alcool, dependenți de sexualitate. De ce? Pentru că încearcă în tot acest haos să umple golul acela imens, tot cu chestii exterioare, dar nu va funcționa. Va funcționa doar în momentul în care îți întorci atenția pe tine. Realizând unde e abundența, unde e prosperitatea, unde e bogăția. În tine. Tu ești abundența, tu ești bogăția, tu ești prosperitatea. Fără tine, nimic din tot ceea ce se află deja în viața ta nu ar fi putut să apară. Este un punct foarte important. Ce hrănești și ce hrăniți? Teama, teama sau iubirea din inima voastră? Da, lucrurile, acum ceva timp, spuneam, fusese pandemia, fusese toate cele și spuneam că mi se pare că la un anumit nivel ceva abia s-a încălzit, e abia începutul. Și acum fel și fel, fel și fel, fel și fel. Va trebui să treceți de jocul acesta al umbrelor, al iluziilor și să realizați unde este adevărata putere, unde este adevărata valoare. Când ți-e clar că aici e toată puterea, nu te vei mai teme de nimic.
Orice ar fi, oricum ar fi, și vor veni încercări. Și de fiecare încercare te vei folosi înțelept pentru a realiza că ceea ce este aici nu are cum să fie acoperit, nu are cum să fie topit. Ba dimpotrivă, este soarele care topește toți ghețarii ignoranței și a iluziilor. Dă drumul la minte, Iuliana, dă drumul la minte. Simte-ți inima. Elena, ascultându-te, mi-a adus aminte ce a spus Isus. Eu sunt ceea ce sunt, deci și eu sunt ceea ce sunt. Da, minunat, a spus Isus asta. Și ce au făcut atunci? L-au răstignit. Când a spus că El este calea, El este adevărul, El este viața, la ce se referea? Se referea oare să luăm aceste cuvinte așa orbi, să le repetăm ca pe niște papagali? Ca niște papagali? Sau se referea să realizezi că tu ești calea, eu sunt calea? Eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt iubire. Asta este în fiecare și ăsta a fost tot mesajul său de fapt, atot cuprinzător, universal. Și ce s-a întâmplat? După aceea, ce au făcut oamenii? Încet, dar sigur, au înlocuit icoanele care erau înainte și care erau pupate înainte și care cei care pupau acele icoane înainte îl blamau pe Hristos în timp ce era viu printre ei, iar în momentul în care s-a săvârșit minunea și au pus mâinile la gură, păi ce am făcut? Pentru că tot ceea ce spunea era adevărat, a fost un mare moment de deschidere pentru umanitate, dar apoi încet, încet, iar au adormit și au uitat de acest lucru. Elementar, dragilor, elementar. Dumnezeu nu este într-o icoană pe care o pupi. Dumnezeu este în inima ta. Tu ești calea. Tu ești adevărul, tu ești viața. Doar s-a întâmplat lucrul acesta în nenumărate ori. Să interacționezi cu ființe pierdute prin icoane, pierdute prin rugăciuni, crezând că îl urmează pe Hristos. Noi suntem oastea Domnului, se spune. Dar cu cine mergi să te lupți? Cu cine te tot lupți? Când vreodată ți-a spus Iisus să te lupți? Când vreodată iubirea însăși te-a trimis la război. Dar aia este orbirea, acela este momentul de evoluție al conștiinței în acel punct. Nu este despre a blama, nu este despre a judeca, este despre a vedea lucrurile exact așa cum sunt. Tu ești calea, tu ești adevărul, tu ești viața. Este ca și cum mulți oameni, dacă aud asta, își pun mâinile la urei. Nu, 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 nu-mi spune mie că iubirea e în mine. Nu, 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 eu sunt păcătos, sunt nedemn, sunt nevrednic. Eu am venit pe acest pământ să sufăr și după ce o să sufăr aici, dacă sufăr cum trebuie, dacă am înțeles cu adevărat cum se suferă, abia atunci o să am acces în rai. Abia atunci. Dacă undeva, pentru că sunt atât de prost și atât de păcătos, pe undeva e posibil să înțeleg greșit, voi sfârși în iad. Haideți, voi oameni dragi! Da, se spun de atâtea ori, noua eră e aici, nou pământ e aici, conștiința cunoaște noi limite pe care nu le-am mai atins vreodată și încă ne lăsăm pierduți prin povești de a dormi copiii. Haideți, că se poate. Se poate.
Și o știți. În inima voastră o știți. Știți că adevărul e în voi. Asta e tot ce eu încerc să vă transmit prin toate aceste exprimări. Să te uiți la tine. Să realizezi că tu ești iubirea. Să realizezi că tu ești adevărul. Că nu ai nevoie de nimeni din afara ta. Dacă auzi acest mesaj cu adevărat, a doua oară nici măcar nu mai ai nevoie să ne vedem. Mergi mai departe, îți vezi de drumul tău prin viață. Bucuros, fericit. E atât de simplu. Și totuși, din perspectiva minții, e atât de complicat. Ce face inima ta acum? Ce face respirația? Mai ești aici? Sau te lași pierdut prin gând? Aici e toată diferența. De aici, aici. Și drumul e mai scurt de atât. Mai scurt de atât, de la minte. Mai scurt. Într-o fracțiune de secundă. Eu sunt. Eu sunt ceea ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Alexandra, este foarte adevărat, multe crezi că știi și vine esența și te răstoarnă, dar este minunat traseul, ghilimere, și cum cel ce vede și este mereu aici, doar este. Foarte importantă prezența conștientă în fiecare moment. Da? Și la asta se rezumă totul. La am adormit iar. Am trezit. Am adormit iar, m-am trezit. Am adormit iar, m-am trezit. Până în punctul în care, pur și simplu, nu mai adormi. Pur și simplu, nu mai adormi. Dacă fizic ți se poate întâmpla, să nu s-a întâmplat într-o dimineață, te trezești foarte obosit, deschizi ochii, adormi iar jumătate de oră. După aceea îți sună ceasul, dai snooze, amânare, alarmă, mai dormi un sfert de oră. Dar la un moment dat te ridici în picioare și gata, ziua a început. La un moment dat fiecare se va ridica în picioare și viața a început. Realizând că tot ce a fost până în acel moment era un vis. Raluca, căci de fapt nu e niciun acasă, niciun cartier sau străzi și ele tot acasă sunt. Nici o diferență și separare. Nu. Doar așa pare până vederea devine amplă, să conțină totul și doar să fie, fără nume, acasă, stradă cu tare, cartierul cu tare, X, Y, Z. Da. Toate acestea sunt diferite niveluri pe care pășești până în punctul în care realizezi că stai așa, nu era niciun nivel. Asta e paradoxul. De ce mulți realizează lucrul acesta, încep să râdă și să râdă și să râdă și să râdă. Pentru că este cea mai bună glumă pe care Universul a putut să-și o spună vreodată. Caută-te pe tine când tu ești mereu aici. Alexandra, suflete minunate, fiecare secundă de durere, suferință, rătăcire se va evapora instant când te regăsești, fie și pentru puțin. De fapt, nu te-ai pierdut niciodată. Ai fost mereu aici, conștient. Da, iar acel moment nu are să se întâmple undeva în viitor. Se poate întâmpla doar aici. Doar aici poți lăsa mintea deoparte. Doar aici te poți simți. Doar aici, nu mâine. Mâine va fi altceva. Doar aici, doar acum. Doar acum există, de fapt. Acumul, aiciul, este acea gaură mică, 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 mică. A acului, prin care treci. Janina, toată viața am avut și încă mai am
o imagine de sine foarte joasă, fără valoare, și acum de la o imagine de sine joasă să mă simt un Dumnezeu mai mic este greu, de neimaginat. Dar îmi doresc atât de mult să mă simt un Dumnezeu mai mic, îmi doresc liniștea sufletească. Nu, dă drumul acestor dorințe. De ce un Dumnezeu mai mic? Vezi că tot ceea ce proiectăm, proiectăm prin acea imagine de sine, imaginea de sine e joasă, nu va proiecta niciodată un Dumnezeu mare, atotputernic. Va prezenta un Dumnezeu mic. Cât de cât, cât de cât. Nu! Cine vede această imagine de sine? Aici se face diferit. Cine îți vede imaginea de sine? Cine se uită la aceasta? Și apoi, privește la cine este cel, cea, nu are sex de fapt, care vede imaginea de sine. Cine se uită la imaginea ta de sine? Cum este acesta? Cum este aceasta? Locul din care privești, cum e? Are imagine? Are vreo imagine de sine? Locul din care privești? Cum e? Începe de undeva? Se termină undeva? Verifică. Nu rămâne la nivelul meu. Verifică. Văd imaginea de sine care e joasă, e scăzută. Cine vede asta? Cum e cel care vede asta? Cum e cea care vede asta? E mare, e mic. Are vreo greutate, are vreo formă, are vreun nume. Aici e toată diferența, dragilor. Gândesc, stând în imagini de sine care se tot propagă, sau sunt? Aici, aici e cheia. Raluca, da, super, pentru că ele sunt aspecte ale exteriorului, atașament. Trebuie să ajungem la acei discernământ clar dintre ce e de fapt exterior și interior. Acest discernământ se naște doar fiind aici, doar fiind aici. Corina, cum să fac să nu mă enervez când sunt provocată de partenerul de viață? Încerc să mă controlez, dar nu-mi reușește mereu. Această încercare de a te controla și nereușita ei vine pentru că de foarte multe ori ai tăcut. Ca și cum ai o oală sub presiune și ai o oală care clocotește și îi pui capacul. Îi pui capacul și ții acolo capacul. La un moment dat va da pe din afară. În parteneriatele voastre de viață, în relațiile voastre, comunicați. Și aici venim cu picioarele foarte clar pe pământ. Comunică. Comunică cu partenerul tău. Spune ce nu-ți convine. Spune ce simți. Spune ce-ți dorești. Ascultă-l apoi. Vezi ce spune el. De multe ori nu spune nimic. Iar faptul că nu spune nimic, asta trebuie să-ți spună ceva. Și tot așa. Comunicați. În felul acesta, aceste noduri sunt deznodate prin comunicare sinceră. Și tot de aici vei vedea mulți, mulți în 5 ani nu veți mai fi cu partenerii cu care sunteți acum. Alții peste 5 ani cu partenerii pe care îi aveți acum veți zbura. Dar lucrul acesta nu va fi clar până când nu comunici. Să vezi unde mă aflu. În fiecare zi ar trebui să comunicați cu partenerul. Băi, vrei să fii în continuare în treaba asta? Stăm în continuare în aceeași barcă? Mergem în aceeași direcție? Avem aceeași viziune? Da, nu. Bun, da. Perfect. Astăzi o să facem tot ce ține de noi. Să trăim în adevăr, să trăim în iubire, să trăim în libertate. Mâine vine o nouă zi, mâine același lucru, în fiecare zi.
Dar ce a fost propagat? Mulți v-ați căsătorit acum mulți, mulți, mulți ani, da? Ați crezut că dacă ați scris lucrul acela, da, ai dat cu semnătura, aia e bătută în piatră și atât. Nu, în fiecare zi, în fiecare moment, te căsătorești sau nu cu partenerul tău. În fiecare moment. Nici măcar nu ar fi corect. Dacă cineva te-a păcălit să te căsătorești, e ca și cum tu ești legat pentru toată viața? Nu. În interiorul fiecăruia se află această putere a libertății. Poți să fii liber într-o relație, iar acea libertate nu va însemna libertinaj. Nu va însemna că merg, fac tot ce vreau. Nu, aia este ceva imatur, este la nivelul minții. Libertate într-o relație înseamnă a fi așa cum sunt și a fi așa cum sunt nu mă place așa cum sunt sau dacă nu, pa, poți să-ți faci bagajele și să pleci. Nu, nici în sensul ăsta. Sunt așa cum sunt, pur și simplu. În adevăr, de multe ori adevărul pe care îl exprime astăzi nu este adevărul ultim. Dar pentru a ajunge la adevărul ultim al inimii tale, va trebui să elimini aceste straturi mai de la suprafață. Pentru a le elimina, va trebui să le comunici, va trebui să le rostești. Dar în schimb, nu rostesc astăzi, nu vorbesc astăzi, nu vorbesc mâine, nu vorbesc poimâine. Câte straturi ale adevărului, un adevăr mai diluat așa, ele se pun aici și tu tot taci și tot taci și tot taci și la un moment dat normal că dă pe din afară. Este firesc să dea pe din afară. Comunicați. Vedeți pe ce lungime de undă vă aflați. Vedeți dacă mai sunteți în aceeași barcă, vedeți dacă mai vreți să mergeți în aceeași direcție. Altfel, mergem legați de mâini cât merge într-o continuă suferință. Se poate trăi și așa. Fiecare alege. Cam asta, Corina. Raluca și până la urmă și acest interior exterior când se va transcende totul, va deveni una și aceeași la alt nivel de fapt. Da, deja la nivel de minte, care apropo mintea de la un anumit punct, nu mai este o minte care se repetă, nu mai este o minte care servește în continuu personajul, este o minte care devine încet încet universală, da? Această conștientizare este adevărată, este ceea ce spui este adevărat la nivel de minte, dar observă și asta și încă o dată folosește de asta în mod înțelept pentru a realiza că este un aspect al minții, un aspect al minții mult mai amplu, dar nu mă așez nici pe această concluzie. Continui să mă simt, continui să fiu aici. Raul, bună Marius, reușești să fii conștient asupra respirației non-stop? Raul, conștiența asupra respirației, conștiența asupra stării de prezență și tot așa, în esență este ca o barcă în care te urci pentru a ajunge pe malul celălalt. Malul celălalt fiind stare de prezență. Odată ce ai ajuns pe malul celălalt, nu este nevoie să cari barca cu tine. Barca o lași să fie. O legi la mal și o lași să fie, da? Ea plutește acolo, stă acolo. Tu ești deja pe malul celălalt. Odată ce ai ajuns pe malul celălalt, pur și simplu te bucuri de starea de a fi. Și apoi, ca printr-o minune, pare că te-ai întors unde ai plecat, da? Din nou în identificare, din nou în minte. Ce e de făcut? Mă folosesc încă o dată de respirație.
pentru a ajunge pe malul celălalt. Și odată ce am ajuns pe malul celălalt reprezintă în stare de prezență, starea de eu sunt, de eu exist, mă scufund în asta, rămân conștient în asta. Și apoi iar, din obișnuință, te trezești în parte, băi, cum am ajuns aici? Iar, lucrul acesta va trebui făcut de nenumărate dăți, până când obișnuința se transformă în ceea ce a fost întotdeauna, o stare naturală de a fi. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, conștiența asupra respirației este o unealtă, este o barcă de care te folosești pentru a ajunge în stare de prezență. Odată ce ai ajuns în stare de prezență, nu mai este ceva ce faci, ceea ce faci se transformă în ce ești și stai în asta. Cam ăsta este parcursul călătoriei spirituale. Și de fiecare dată când te vei urca iar în barcă, vei descoperi lucruri noi, de fiecare dată când vei ajunge pe malul celălalt, vei descoperi lucruri noi. Acestea vor continua pe diferite niveluri ale ființei să așeze, să vindece, să curețe, fel și fel de lucruri din viața noastră care nu erau în acord cu ceea ce simți în inima ta că este adevărat. Și acesta este drumul spiritual, acesta este drumul călătoriei spirituale. Te urci în barcă iar și iar și iar și iar, până în punctul în care barca dispare și malurile dispar și realizezi că tu ești mereu tu, orice ar fi, oricum ar fi. Dar e nevoie ca în fiecare zi să fie confirmat lucrul acesta. Conștiența asupra respirației este una din minunatele modalități, din multele modalități prin care se poate face lucrul acesta. Așa spui, eu încerc de câteva zile să reușesc cel puțin 5 minute pe zi să respir conștient. Este foarte bine. Este foarte bine că ți-ai setat lucrul acesta. 5 minute, 10 minute, apoi după ce faci asta, rămâi în tăcere pe malul celălalt. Rămâi în observare detașată, defocalizată pentru ceea ce este aici. Și apoi, energia vieții te mișcă, da? Îți continui ziua în acord cu ceea ce a fost setat. Și iar de fiecare dată când realizezi că ai plecat, chiar în activitățile dinamice, devii conștient de respirație, descoperind astfel că poți fi pe malul celălalt în activități dinamice. Asta e următorul nivel, într-un fel spus, până în punctul în care dispar aceste niveluri. Este treaba pe care fiecare o face, într-un fel sau altul. Mihaela, inima îmi tresaltă când spun eu sunt. Perfect. Asta este barca ta. Asta este barca ta. Urcă-te în ea, ori de câte ori simți că este nevoie. Diana, dacă ți-ai pus intenția să ne ajuți, pentru mine a mers, m-am eliberat. Mulțumesc cu recunoștința sufletului. Mă bucur. Chiar și asta cu că ai spus de lucrul acesta, că ți-ai pus intenția, nu funcționează chiar așa lucrurile. Știu că este chiar un trend asta, cum pun intenția, îmi setez intenția. Vă invit să descoperiți ce e dincolo chiar și de intențiile voastre, oameni dragi. Pentru că tot cu setarea intențiilor, tot la un nivel mental te plimbi. Nivel mental mai înalt, dar nu e malul celălalt. Nici măcar nu e malul celălalt. Nu mai vorbim de dispariția malurilor și a bărcișii. Nu e, ești încă într-o barcă
care se îndreaptă către malul celălalt, se mai întoarce câteodată, atingi malul, dar iar te mai întorci, nu cobori din barcă, e așa asta cu setarea intențiilor. Deci, mai degrabă, mai în acord cu ceea ce se întâmplă aici, este că am respectat viața și am curs cu ea. Am respectat fluviile vieții, am respectat râul vieții care a curs către acest life. Și mă bucur că a avut acest rezultat asupra ta și asupra multora de aici, cu siguranță. Dana, ești atât de minunat că n-am cuvinte să exprim atâta claritate, puritate, iubire le exprim natural, încât e imposibil să nu mă ating. Te ating pentru că sunt în tine. Toate astea există deja în interiorul tău. Dacă vezi claritate aici, înseamnă că și tu ai claritate. Dacă vezi puritate, iubire, o exprimare naturală, clară, n-ai avea cum să le recunoști aici dacă nu sunt deja în tine. Așa că ce simt să-ți spun este să începi să ai și mai multă încredere în ele, să le folosești, să le găsești, ori de câte ori parcă sunt pierdute și pare că trebuie să le cauți în afară, oprește-te din căutarea în afară și privește interiorul tău. Ele sunt acolo, toate sunt comori ale sufletului tău, ce așteaptă să fie dezvelite, descoperite. Sap acolo, în profunzime. Estera, deodată am câte o discuție cu soțul și el crede și spune că fiecare avem un Dumnezeu în interiorul nostru, individual. El zice că el este Dumnezeul lui. Eu cred că este unul singur Dumnezeu care se află în fiecare dintre noi. Tu ce părere ai despre ce crede soțul tău? Soțul meu, mulțumesc. Este o cale să știi că crede că există, că fiecare are un Dumnezeu, așa cum spui, spune el. Și că El este Dumnezeul lui, este o cale, ca orice altă cale, nu este în esență o cale greșită, este o cale care e posibil să îi se potrivească lui. La fel cum este o cale să te raportezi la Dumnezeu undeva în afara ta, să crezi că există un Dumnezeu care le conține pe toate, dar totuși să fie în afara ta și toată ziua să îi cânți poate lucruri frumoase sau să îi oferi rugăciuni. Cum și asta este o cale și nu este greșită, el are această cale. Este important ca mai devreme sau mai târziu, fiecare și cel care se raportează la acel Dumnezeu atotputernic, dar care este în afară, dar și cel care se raportează la Dumnezeu atotputernic care este în interiorul lui, crezând că totul depinde de el, cei doi vor realiza la un moment dat că cele două sunt aspecte ale acelui sine, ale acelui Dumnezeu, care a privit în direcții diferite. Și prin această privire în direcții diferite, ce credeți? A creat manifestare. Prin această uitare a divinității, divinitatea creează, pentru că noi când căutăm într-un fel sau altul, pentru că și el caută în felul lui și tu cauți în felul tău, dăm din coate în stânga-dreapta. Și pentru o perioadă, acest dat din coate, fiind inconștient, naște o realitate, naște un univers inconștient de sine. Dar apoi călătoria exact asta este. Mai devreme sau mai târziu, universul acela inconștient de sine deschide ochii și realizează, să așa, că nu e nici în afară, nici în interior, e peste tot și nicăieri. Paradoxal pentru minte. Și apoi după asta se uită, toate astea le-am creat eu. Oh, bun, păi
să mă apuc de treabă, că am puțină treabă de făcut. Pentru că toate astea au fost create în mod inconștient. Asta este ceea ce se întâmplă la nivel macro cu planeta Pământ acum, cu societatea omenească. Societatea, într-un fel sau altul, este un organism viu care începe să se trezească și să realizeze că toate astea care au fost făcute, au fost făcute într-o stare inconștiență și acum caută soluții, caută variante de a face lucrurile altfel. Din ce în ce mai conștient, din ce în ce mai asumat. Deci, nu... Ce simt să-ți spun? Nu intrați în discuții contradictorii, respectă ceea ce el crede. Respectă lucrul acesta, oferă-i libertatea de a crede că lucrurile sunt așa și atât. Ba chiar fii deschisă să îl asculți cu adevărat pentru a le realiza care este perspectiva lui. Știți, exact ca în acea poveste, nu mai știu de unde vine această poveste, dar cred că totuși din direcția hinduismului, a Indiei și tot așa, câțiva oameni au fost legați la ochi și li s-a adus un elefant, ei neștiind cum arată un elefant. Și unul dintre ei a luat, a îmbrățișat trompa. Altul a îmbrățișat piciorul, altul s-a urcat pe spate și îmbrățișat tot spatele elefantului, altul îmbrățișa fildeșul elefantului, da? Și au început să vorbească între ei, să spună, cum e elefantul? Păi elefantul cel care era pe spatele lui, păi e ceva foarte mare, încerc să îl îmbrățișez, dar nu-l cuprind, e imens. Cel care îmbrățișa piciorul zice, băi, da, și o percep că e mare, dar totuși parcă în anumite locuri pot să ating palmele. Totuși pot să-l cuprind. Cel care îmbrățișa trompa zicea, eu pot să-l cuprind ca lumea, nu știu despre ce vorbiți voi, eu pot să-l cuprind ca lumea, doar că se mișcă, mi-e foarte greu să-l țin. Cel care îmbrățișa fildeșul spune, mie mi-este extrem de ușor să îl îmbrățișez, dar parcă pe alocuri este ascuțit, parcă m-a și zgâriat puțin. Și da, și eu zic că se mișcă în continuu. Ce s-a astea, dragilor? Sunt toate religiile lumii. Într-o formă sau alta, sunt abordările religioase, căile spirituale. Are cel care stă pe spate și zice că este imposibil să-l îmbrățișeze. Greșește cu ceva? Nu! Asta e ceea ce percepe. La fel cum nici cel de la picior, nici cel de la trompă, nici cel de la fildeș nu greșește. Doar că după ce acest exercițiu se încheie, ei se dezleagă și privesc elefantul și acum înțeleg, da, băi, de-aia ziceai tu așa, că erai pe spatele lui. A, și tu erai la trompă și tu erai la picior, tu erai la fiata. N-avea niciun rost să ne certăm, n-avea niciun rost să te jignești, să spui că tu ești nu știu cum, că îmi spui că elefantul e așa. Și abia atunci, când au fost dezlegați la ochi, au realizat care e adevărul. De aceea, nu criticați, nu judecați, nu blamați pe nimeni care spune într-un fel despre existență, care urmează o anumită cale. Respectați-i calea. La fel cum cei care, cărora pe alocuri, legătura de la ochi a fost dată jos și îi vedeți pe cei care acum poate se ceartă spunând că elefantul e așa, elefantul e așa, elefantul e așa, nu intrați în judecata lor. Aduceți-vă aminte că ați fost și voi așa. Aduceți-vă aminte că și voi ați bâșbâit
și voi v-ați certat și voi erați 100% sigur că ceea ce îmbrățișați, ăla e adevărul. Priviți, observați, dacă sunteți întrebați, spuneți ceva din experiența voastră așa cum este, dar respectați căile celorlalți. Pentru că negreșit, mai devreme sau mai târziu, fiecare ajunge să își dea jos bandana și să vadă elefantul. Anca Eliza are boala rolul de a ne deschide ușa aia și de a ne întoarce către noi. Boala, ca orice altă încercare a vieții, are acel rol. Cel puțin până în acest moment, pentru majoritatea oamenilor de pe pământ, saltul în conștiință se produce când apare un element foarte dureros în viața lor. În acel moment începem să ne punem alte întrebări în viață. Începem să reconsiderăm poziția în care ne aflam. Să vedem dacă lucrurile pot fi făcute altfel. Să vedem dacă am exagerat cu ceva, cum e în cazul bolilor. Să vedem care sunt lucrurile pe care le-am reprimat, care sunt lucrurile pe care le-am negat. Sigur, boala are în mod clar rolul de a deschide acea ușă. Geta, bună Marius, în afară de respirație, ce unealtă mai recomanzi pentru a aduce starea de conștiință? Păi, unelte sunt extrem de multe. Te întreb eu pe tine, până acum ce funcționează la tine? Pentru că în funcție de sfera la ceea ce funcționează, sunt unelte adiacente acelei sfere. Adică sunt unele unelte care se aplică mai mult celor care cred că Dumnezeu e în interiorul lor, la fel cum sunt unelte care se aplică mult mai mult celor care cred că Dumnezeu este peste tot, în tot și în toate, dar încă îl consideră în afara lor. Deci te întreb eu pe tine ce funcționează în momentul acesta la tine. Diana, doar din prezență te conectezi la tot, inclusiv la creativitate, la cuvintele potrivite. Cuvintele pe care le rostesc sunt cuvintele voastre. Sunt răspunsurile la întrebările voastre pe care poate le-ați adresat sau pe care doar le-ați gândit. Fiind aici, ești un întreg cu câmpul care se creează în acest live, de exemplu. Tot ce fac este să culeg elemente din acest câmp și să le prezint din perspectiva aceasta, pentru că pentru moment vă este puțin mai ușor să le observați așa, când eu le prezint așa. Pentru ca mai apoi să le luați, să le integrați în viața voastră, să realizez că de fapt din start erau deja la voi răspunsurile. Cam așa e fenomenul. Ștefan. Salut, Ștefan! Cred că prin intermediul meditației se poate defini foarte clar sau observa calea spre celălalt mar, un alt tărâm, fără concepții sau etichete. Da, iar dacă crezi lucrul acesta, această credință din ceea ce simt are un fundament în realitate, adică ai experimentat asta, continuă, pentru că funcționează. Poate că doar este nevoie
să fii puțin mai asumat, mai hotărât în direcția aceasta. Dar deschiderea e deja acolo. Alina, cum procedăm când într-o relație și lumina și întunericul au prezență? Cum se poate elibera bărbatul de întuneric? Bărbatul se eliberează de întuneric atunci când se satură de întuneric. Un răspuns. Sau alt răspuns. Bărbatul se eliberează de întuneric în momentul în care întâlnește o lumină atât de puternică în viața lui, care reprezintă cea mai bună motivație să lase tot întunericul în spate. Deci, fii tu acea lumină și aici este un element foarte important. Fii tu acea lumină puternică, dar scopul să nu fie pentru a ilumina lui calea de ieșire din întuneric. Fii tu acea lumină pentru tine. Fii tu acea iubire pentru tine. Iar apoi ce va face, ce va vedea el, depinde de el și face parte din experiența lui. Ramona, a fi aici și a observa e tot una cu sinele, sinele e totul, Ramona. Sinele e totul. Și a fi aici, și a observa, și a nu observa, și a se pierde în inconștiență, și a realiza din nou că este sinele. Sinele-i tot. Pur și simplu, nu mai eticheta toate lucrurile acestea. Aruncă-te prin viața ta, realizând astfel că tu ești viața ta. Cu totul, fără separare. Cine ești tu când încetezi să mai cauți sinele? Cine ești tu fără sinele tău? Ia oricare din aceste două întrebări și scufundă-te adânc, adânc, adânc cu ele. Oricare vrei. O discuție minunată. Simt că întâlnirea noastră ce-a făcut treaba. Întâlnirea se încheie, viața continuă, dragilor. Bucurați-vă de viața voastră, nu fugiți de ea. Trăiți-o. Și inevitabil veți descoperi că oriunde ați fi, orice ați face, în esență totul e bine. Vă mulțumesc că v-ați acordat aceste momente pentru această liniște care s-a aflat dintotdeauna în interiorul vostru. Vă mulțumesc pentru că ați reconfirmat încă o dată ceea ce sunteți. Dacă nu este clar, este pentru că încă mintea te joacă. Oferă-i existenței tale astăzi această experiență de a trăi aici din simțire, de a trăi aici din conștiență, din prezență. Testează, vezi cum e. Testează. Vă mulțumesc. Să aveți în continuare o zi extraordinară.